No. Salutare lumea, eu sunt Genesis și astăzi am revenit cu al 12 episod din seria mea de Let's Play Metin 2 Hero Pegasus. Bun, dragii mei. Astăzi eu vreau să fac pe Vasilica level 5 și să vorbesc cu voi despre un subiect destul de răspândit în adică peste tot, na? Și futus ca e mătii. O să azi. Atunci haide să batem și noi, să spargem niște metine, dacă tot n-avem ce face. Ok, să văd dacă... ca niște metine de 30, mă rog. Deci, astăzi aș vrea să vă vorbesc despre satanism și... unii oameni cred că Illuminati este satanism. O să vă spun în alte videoclipuri, o să vorbesc și în alte videoclipuri despre satanism, dar... Să știți că Illuminati nu este o formă de satanism. Illuminati este o formă de manipulare. Deci haideți să vorbim despre satanism, pentru că ăsta este... este... Aoleu! Lapsus! Subiectul nostru, gata. Bun. Deci, satanismul constă în... în uciderea conștiinței prin mai multe prin mai multe forme, prin mai multe modalități foarte, foarte crâncene și foarte, foarte urâte. Și asta din asta constă prin uciderea prin uciderea conștiinței și satanismul a fost bine, bazele satanismului modern a fost elaborată, sau nu știu cum să vă spun exact, de către Aleister Crowley. El a fost un fel de rege, așa, un conducător al sataniștilor. Și da, prima biserică satanistă oficial deschisă a fost deschisă în 1990, în 1999, deci foarte, foarte curând. În San Francisco și era condusă de către și preotul din acea biserică se numea Anton LaVey. Și practic satanismul constă în practic trebuie să faci contrarul legilor lui Dumnezeu, adică trebuie să fii de partea diavolului, să faci ce zice el și practic în acea biserică se elaborau, nu, ce dracu se elaborau, se erau, cum să vă spun eu, erau acte de sexualitate, deci prin asta constă satanismul, ritualuri, sex între bărbați și normal, deci... sex cu femei și bărbați homosexuali. Practic bolile erau foarte, foarte răspândite prin homosexualitate. A fost asta a fost confirmată de către americani. Și da, satanismul cam în asta constă, deci uciderea conștiinței, acte de sexualitate, homosexualitate, ritualuri și na, acești oameni, Aleister Crowley, Anton LaVey, erau posedați de către diavol. Și mulți, foarte, foarte mulți artiști și-au vândut sufletul diavolului pentru a avea succes în, în carieră și pentru bani, mai bine, pentru succes. Una dintre vedete, nu mai știu cum o cheamă exact, a spus într-un interviu că și-a vândut sufletul diavolului și și Katy Perry a spus într-un show de televizor, într-un TV show, că și-a vândut sufletul diavolului. Atât și și Eminem și-a vândut vedeta care susține satanismul prin versuri și prin prin gesturi este Jay-Z. Dacă spun Jay-Z, ok. Acesta pune bazele, nu pune bazele, practic duce mai departe lucrurile grave făcute de către Aleister Crowley,
Deci Alistair Crowley, gândiți-vă că este, a fost conducătorul tuturor care erau, făceau parte din această comunitate de satanism. Și în acea biserică, nu poți intra doar tu așa că e, vai, Doamne, sunt satanist. Nu, în acea biserică pot intra doar oameni care au o influență asupra oamenilor, adică asupra lumii, mă rog. Gen vedete, staruri TV, staruri de filme, nu știu dacă au rost, nu staruri de filme, staruri de TV, nu, mă rog, prezentatori TV, știți voi, aceștia care au o importanță în a influența oamenii. Și vă dați seama că multe vedete și-au vândut sufletul diavolului. Și nu înțeleg de ce ai face asta, adică pentru faimă, pentru talentul ăla. Puteai să ți-l clădești și singur. Nu toate vedetele și-au vândut sufletul diavolului. Să nu mă înțelegeți greșit, dar majoritatea și l-au vândut. Și este un lucru foarte grav. Am înțeles că nu mai știu în ce an CIA-ul a produs a făcut un cum să vă explic eu, un program de spărare a creierului. Practic erau niște, nu știu, erau foarte 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 urte modalitățile prin care ți se spălau pe creier, deci era o tortură maximă. Și nu pot să vă explic chiar cum se produce acolo, că e prea, prea nasol. Și pentru a economisi mai mulți bani și pentru a fi puțin mai puțin pentru a fi mai puțin dureros, aceștia trebuia să găsească o nouă modalitate de a spăla pe creier. Și îi ghiciți ce modalitate au găsit. Manipularea. Deci, practic, nu te mai doare nimic, nu mai treci prin perioade foarte grele și prin modalități foarte groaznice. Ești manipulat în masă, pur și simplu. Manipularea asta în masă. Și manipularea asta în masă este condusă de către Illuminati. Mă încurc între cuvinte, mă rog. În cuvinte, nu între cuvinte. Și da, este chiar o chestie chiar foarte interesantă. Vă sfătuiesc să vă interesați și voi. Pur și simplu scrieți pe internet Alistair Crowley sau Anton LaVey, o să vă las numele lor în descriere să vedeți și voi dacă sunteți interesați, să căutați pe Google. Am văzut că mulți oameni sunt interesați despre satanism și mulți oameni spun că Illuminati este satanism. Băi, dragii mei, Illuminati nu este satanism, Illuminati este doar o masonerie foarte, este cea mai mare masonerie din lume, care manipulează în masă prin intermediul televizorului și prin intermediul vedetelor. Practic, acest Jay-Z, la concertele lui, dacă o să căutați concertele lui, o să vedeți că el face forma piramidei. Practic, piramida asta înseamnă, pe piramida asta sunt poziționați oameni. În vârful piramidei sunt oameni care nu pot fi dobândiți gen și aceia sunt iluminati. Și jos sunt oamenii de rând. Acest semn a fost foarte, foarte răspândit în costumațiile vedetelor și în semnele lor, mai ales acel semn care îl fac rockerii. Acela este un semn al diavolului. Cartă, reflexie, bun așa asta. Acela este un semn al diavolului. Practic există un cod Jacques Boulon, mi se pare că e, dacă mă exprim bine, care este reprezentat în coduri, prin coduri, mă rog. Practic fiecare cifră are un cod și acesta vorbește despre masonerie și despre Illuminati. Practic, trebuie să vă gândiți așa. Satanism e satanism. Și Illuminati. Illuminati este masonerie și manipulare în masă și satanismul este uciderea conștiinței și vinderea sufletului la diavol. Practic, în asta constă satanismul și Illuminati. Și da, ateii nu fac, nu au nicio legătură cu satanismul.
Ateii pur și simplu nu cred în nicio religie, nici în satanism, nici în Dumnezeu. Deci, practic, ei sunt așa liberi. Deci, ateii nu sunt neapărat toți sataniști. Curier de abăros. DKPF. Mă scuzați. Deci, sper că v-am lămurit cu acest videoclip despre satanism. Și sper că v-am atras atenția asupra masonerii și asupra manipulării. Nu mai ascultați de toată lumea și tot ce vi se spune, pentru că este pur și simplu o manipulare extrem, extrem, extrem de mare și acesta va continua foarte, foarte mult de acum încolo. Deci aveți grijă ce faceți și pe cine credeți, să vă spun așa. Și da, printr-un interviu, fata lui Anton LaVey, care era preotul bisericii sataniste, a spus că o să rămână foarte, foarte puțini oameni creștini ortodoxi în viitor și că lumea va fi condusă de către diavol. Practic, ea spune un adevăr foarte, foarte, foarte general. Nu, un adevăr foarte general, să o spun așa, nu știu. Nu știu, nu m-am exprimat deloc bine. Deci, acesta este un adevăr, pentru că foarte, foarte mulți oameni încep să lase credința aceasta în Dumnezeu și să se ducă pe partea rea. Practic, tu, chit că te dai creștin ortodox, tu sigur faci lucruri care sunt caracteristice diavolului. Toată lumea face. Și în viitor s-ar putea ca diavolul să ne conducă pe toți. Deci noi trebuie să evităm chestia asta, trebuie să fim uniți și să avem credință și să oprim această masonerie. Deci, da. Cam asta a fost băieții cu al 12-lea episod din seria mea de Let's Play Metin 2 Revolans. Eu am fost Eddie. Dacă v-a plăcut tema acestui episod și dacă v-a plăcut episodul în sine, nu uitați să lăsați un like, un subscribe și un share, pentru că mă ajută foarte mult și așa mi-arătați că mă apreciați. Nu uitați, până data viitoare, rămâneți cu minte, nu cu minți și da, aveți grijă la manipulare. Salut!